Florian Nicolae și echipa liberală au mers ieri seară în cartierul Decebal, unde au stat de vorbă cu locuitorii din acest cartier. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Giurgiu le-a explicat oamenilor care sunt proiectele pe care le are în vedere pentru dezvoltarea orașului și pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală de foarte mult timp. Florian Nicolae a avut și o surpriză atunci când s-a întâlnit cu o femeie care i-a mulțumit pentru un gest de omenie pe care deputatul giurgiuvean l-a făcut pentru ea cu mulți ani în urmă, atunci când nici nu activa pe scena politică. Dumneavoastră mai mă recunoașteți? Nu știu de unde să vă iau. Am venit la spital, v-ați adus cu taxiul acasă, cu mașina noastră, am avut această onoare. Mi-ați dat și 5 lei, cum ia acum 5 lei. 50 de lei erau bani. Pentru mine a fost pâine, a fost 10 zile. Când era asta? Asta este 97. Pentru mine a fost ceva atunci, sunt de giurgiuvean, nu? Eu sunt giurgiuvean, da. Nu știam nici cine sunt. Poate să dă Dumnezeu și nouă un primar giurgiuvean. Nu știam cine 100%, pentru că până acum am avut numai din alte parți. Și cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul nostru. Încercăm. Cu floare nu se face primăvară, dar sperăm să fie mai multe, să fie bogrătite. În discuțiile cu Florian Nicolae, oamenii i-au prezentat nemulțumirile lor și speranțele pe care le au de la viitoarea echipă de la primăria Giurgiu. Sunt nemulțumită că nu se ia măsuri mai multe pentru curățenie. Nu se tunde iarba, e șoarici, e șobolani. De asta venit noi acum cu Eu sunt o împătimită cu curățenia. Eu am tuns, uite, cu foarte cald, arăt foarte cald, la 7-6 de ani ai mei, eu am tuns. Dar nu se poate așa. Curățenia orașului vă place? Asta nu prea. Deci, era mai bun înainte, da? Da, era mai bun înainte. Pe unde se vede e mai curat, pe unde nu se vede... Păi nu, sub preș nu se vede, sub preș nu se vede. Am vrut să mă cobor, eram în pijamale, să vă arăt cropanele din spatele la locul ăla, spune că nu prevede. Știți cine spun? Locul ăla cu fața la Cosea, da. Farmacie. Da, da. În spatele lui, noi avem garaj acum. Uite, așa e gropanul. De 30 de ani m-am mutat eu aici, am locul ăsta, am cărat eu cu sacoșii, după unde am găsit balasul, dar am făcut omul ăsta, știi, bă, vede. Florian Nicolae a fost abordat și de un locuitor din cartierul Clopotari. Acesta a profitat de faptul că l-a întâlnit pe candidatul liberal pentru a-i prezenta nemulțumirile sale cu privire la situația din zona Clopotari. Cât timp o să mai meargă oamenii cu pungi de nylon în picioare pe străduțele din cartierul Clopotari? Aveți idee? Pungi de nylon când plouă. Oamenii merg cu pungi de nylon pentru că există la primărie superficialitatea conducătorului, da? Și nepăsarea lui. Dar dacă giurgiuvenii vor ști să aleagă pe data de 5 iunie, sigur ne vom strădui să accesăm fonduri europene, să dezvoltăm și ulițele orașului Giurgiu. Să nu le lăsăm așa. Ce facem cu terenul colegul actualului primar, primarul de la Prundu? Nu știu cum îl cheamă pe ăla. Că are un teren acolo pe Clopotari, să ne ferească Dumnezeu ce e acolo. Neîmprejmuit, și primăria zice că n-are voie să îi împrejmuiască terenul. N-ai voie, îl sancționezi, îl silești și trebuie să-l împrejmuiască. Corect? Da. E adevărat. Trebuie să-și împrejmuiască proprietatea. Și mai e un singur lucru vă mai spun. Acum 4 ani, cu un tăpșan de pe strada Clopotari, să urcase unul acolo și să milogea pentru voturi. Dar după ce l-a votat, n-a mai trecut pe acolo. Bâdâdăile mai înalte decât omul, nu mai balaure acolo. Da, este trist ce aud. Noi, echipa noastră, este o echipă care a confirmat la fiecare la locul lui de muncă și sunt convins că vom face treabă și nu vom arunca numai vorbe. Apoi, domnule deputat și inginer, să faceți cum ați făcut la Dunăreana, treabă temeinică.
Giurgiuvenii cu care s-a întâlnit ieri Florian Nicolae l-au asigurat de susținerea lor. Un moment deosebit a fost și acela când un tânăr de 18 ani care votează pentru prima dată anul acesta i-a spus lui Florian Nicolae că îl va vota. O să vă votez. Am făcut 18 ani. Bravo. Te pup, tate, bravo, îți mulțumesc, tate, îți mulțumesc. E pentru binele tău. Locurile de muncă, modernizarea străzilor și a spațiilor publice, curățenia în oraș, precum și protecția socială au fost alte subiecte pe care giurgiuvenii le-au abordat în discuțiile cu Florian Nicolae. Împreună cu echipa PNL, acesta le-a prezentat oamenilor care sunt soluțiile incluse în programul său pentru problemele pe care i le-au comunicat giurgiuvenii.